După ridicarea stării de alertă, Spitalul Județean menține restricțiile din timpul pandemiei de COVID, pe motiv că virusul nu a dispărut și în continuare sunt pacienți infectați internați. Accesul aparținătorilor este interzis, masca, botoșeii și halatul sunt obligatorii, dar se vor deschide intrările de la maternitate și s-au reluat operațiile programate. Două accidente grave au avut loc luni dimineața pe Valea Oltului și pe un drum din județul Sibiu. Primul a avut loc în zona Călimănești, acolo unde două autoturisme au fost implicate în eveniment. 4 persoane rănite au fost duse la spital. Cel de-al doilea accident a fost și mai grav. Șoferul unui autoturism a condus cu viteză într-o curbă din zona localității Slimnic. A ieșit de pe acostament. Șoferul a repus mașina înapoi pe drum, însă a intrat pe contrasens și a fost lovit de o auto utilitară și de un camion. În urma impactului, 3 persoane au fost rănite, iar un bărbat din Hașag a murit. O femeie din Sibiu, în vârstă de 32 de ani, a mers la un centru de colectare donații din municipiu și s-a dat drept ucrainiancă. Sibianca le-a spus persoanelor care se ocupă de refugiați că vine din Kiev și i-a păcălit să îi ofere mai multe bunuri alimentare și nealimentare. Spre seară, organizatorul campaniei umanitare a luat legătura cu poliția, bănuind că ceva nu este în regulă. Oamenii legii au reușit să o dămaște pe femeia care reușise să ia de la centru mâncare, jucării, rechizite și produse de igienă personală în valoare de 1500 de lei.